Potrivit Ministerului Sănătății, Federația Sanitas a fost atenționată în repetate rânduri că demersul sindical nu îndeplinește condițiile legale pentru declanșarea conflictului de muncă. Într-un comunicat de presă, Ministerul Sănătății a reamintit că acte normative în vigoare stabilesc condițiile clare în care poate fi declanșat un conflict de muncă și în care pot fi solicitate majorări salariale. În acest caz, solicitările Sanitas, care ar fi dus la majorări salariale pentru anumite categorii de personal, ceea ce încalcă legea responsabilității fiscal-bugetare numărul 69/2010. Declanșarea conflictului de muncă s-a făcut fără respectarea procedurilor stabilite de legea privind dialogul social. Totodată, Ministerul Muncii a comunicat Federației Sanitas că, potrivit legii dialogului social, nu poate declanșa conflictul de muncă, deoarece există un contract colectiv de muncă încheiat și înregistrat legal la nivelul sectorului de activitate sănătate activități sanitar-veterinare. De asemenea, legea 62/2011 mai prevede că nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaților pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs. Reprezentanții Sanitas susțin că au întrerupt greva după ce ministerul a solicitat acest lucru, precizând că au respectat pașii legali. Federația Sanitas a declanșat luni grevă generală, iar marți a anunțat că suspendă temporar greva din spitale, în contextul în care a fost primit angajamentul parlamentarilor că se vor vota amendamentele aduse la legea de adoptare a ordonanței de urgență a guvernului 20/2016 privind majorările salariale. Decizia a fost luată și din solidaritate cu suferința pacienților, dar și din cauza codului roșu, instituit marți dimineață, odată cu simularea de intervenție la cutremur, au mai spus sindicaliștii.